Pe agenda manifestărilor de amploare la nivel internațional, în această lună, așa cum am spus, în ianuarie, ziua de 27 a constituit un moment deosebit de comemorare la lagărul de la Auschwitz din Polonia, fostul lagăr de exterminare, 70 de ani de la eliberarea acestui lagăr în 1945, armata sovietică, noaptea 26-27 s-a întâmplat să pună capăt acolo ororilor, drept pentru care am dorit să marcăm acest moment pentru, eu știu, a ține treaz așa o candelă ca, nu știu, generațiile care vin să ne ferim, să nu știu, să evităm astfel de erori ale istorilor, ale istoriei. Invitat pentru domniile voastre, domnul profesor Cătălin Păiuș, Liceul Tehnologic Vasile Sav. Mulțumim pentru prezență, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și pentru că timpul e scurt, așa v-aș provoca deodată, acum la această, iată, comemorare, Exact. spun eu, de o importanță deosebită pe plan internațional, cum am putea vorbi despre acest moment din istoria omenirii? Bineînțeles, după 70 de ani de la eliberarea lagărului, sinistrului lagăr de exterminare nazist de la Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, merită și noi să amintim de ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, acea politică dementă a autorităților naziste de exterminare a populației evreiești, a populației evreiești din țările Europei care au fost ocupate de către trupele naziste, simplificând oarecum această politică prin denumire. Naziștii au dat denumirea de soluția finală, care a fost pusă în aplicare de către acoliții lui Hitler, Himmler, Goebbels, Heydrich, Höss și Adolf Eichmann, să ne amintim, acel sinistru celebru nazist care a fost prins de serviciile israeliene în Argentina și a fost adus în Israel și judecat pentru crime împotriva umanității Și condamnat la și moarte. condamnat, bineînțeles, condamnat la moarte, având în vedere că în întreaga lume se comemorează zilele acestea 70 de ani, este foarte bine că și dumneavoastră v-ați gândit să faceți o emisiune referitoare la acest subiect. Deloc întâmplător, am insistat să participați, iată, la acest dialog, pentru că sunteți unul dintre puținii profesori, aș spune chiar din țară, care ați participat la un program. Despre ce e vorba și în ce context? Da, din fericire pentru mine, anul în decembrie 2014 am avut plăcerea și onoarea să particip la Yad Vashem în Israel, la cursurile privind studierea și predarea Holocaustului în școli, chiar așa se numește cursul respectiv, la care au participat 15 profesori din România care au aplicat pentru acest seminar internațional. Seminarul respectiv este demarat din 2004, este pe baza unei platforme guvernamentale semnate între cele două guverne, guvernul român și guvernul israelian. A fost un seminar deosebit de interesant, dar trebuie să amintesc că în fiecare an din România participă în jur de 15 profesori de istorie. Anul acesta, la fel, am fost 15 profesori din România. Alături, pentru prima dată, au fost și 15 profesori din Republica Moldova pe același subiect, pe aceeași tematică, care au participat la seminarul, la simpozionul internațional de la Yad Vashem, timp de aproape 10 zile. Am fost foarte interesat de a participa, de a mă specializa pe acest domeniu, pe domeniul studierii Holocaustului. Timp de 2 ani, 3 ani am participat la diverse cursuri care au fost organizate de Ambasada Israelului, de Ministerul Educației Naționale și Institutul
român pentru studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, cursuri la Sighet, cursuri la Iași, acum 2 ani, foarte interesant, la fel pe parcursul unei săptămâni. Pe măsură ce am aplicat la toate aceste cursuri și am participat, logic a venit momentul final de a participa și la Yad Vashem, în Israel, la o serie de activități foarte importante în care noi, profesorii din România, a trebuit să cercetăm, să studiem și să avem o serie de invitați de marcă, specialiști de domeniu mondial, care ne-au prezentat diverse aspecte, diverse referințe referitoare la acest tragic eveniment al Holocaustului. La Yad Vashem, de ce spun la Yad Vashem? Yad Vashem este un complex muzeal impresionant din centrul Ierusalimului, pe muntele Herzl, se întinde pe o suprafață imensă de câteva hectare, unde sunt realizate o serie de clădiri dedicate Holocaustului în diverse aspecte, la care participă, la care vin anual mii, sute mii de specialiști, de studenți, de profesori din întreaga lume, nu numai din România, din întreaga lume, care vor să cunoască, vor să știe, vor să studieze și la rândul lor să transmită informațiile respective celorlalți, în cazul nostru, elevilor. Într-un minuțel așa și o să revenim. Cum v-ați întors de acolo? Iată contactul cu generațiile tinere care nu prea așa. Cum prizează la subiecte de tipul ăsta? Haideți să vă spun un lucru. Primul impact cu tineretul interesat pe domeniul Holocaustului l-am avut la Yad Vashem. Alături de noi, în alte săli de studiu, de lucru, pentru că fiecare are specificul său, erau grupuri de studenți, atât din Israel, la ei este materie obligatorie, Holocaustul, dar studenți și tineri din întreaga lume care participau, care erau foarte interesați, ne împiedicam de ei în fiecare zi, pe problematica aceasta. Logic, în momentul în care m-am întors în țară, la mine, la liceu, am transmis, deci am demarat deja o serie de activități, chiar zilele acestea, în care am prezentat elevilor și în special tinerilor mei, colegi de la Clubul de Istorie Daci Liberi, ceea ce am învățat, pentru că am învățat ceea ce am învățat, am studiat la Yad Vashem. Și ei sunt foarte interesați, mulți sunt uluiți, mulți sunt surprinși. Mă întreabă domn profesor, nu s-a putut întâmpla așa ceva? Ba da, s-a putut întâmpla, pentru că și noi prima oară când am luat contactul cu acest fenomen, cu acest eveniment, am rămas surprinși. Da, pentru că știam așa din povestioare, dar odată ajuns... Din diverse cărți, da. Dar ceea ce vezi la Yad Vashem și ceea ce ți se transmite... Deja întrece orice imaginație. Orice imaginație. Da, mulțumesc. În continuare v-aș propune și împreună așa, eu știu, un dialog, un scurt dialog cu domnul profesor Iancu Wexler, președintele Comunității Evreiești din Roman, să vedem cum au stat lucrurile legat, eu știu, de acea perioadă aici, la Roman și, în general, în această comunitate. Dar, stimați spectatori, iată-ne aici în... O specie, ca să spun așa, într-un moment istoric, aș spune, la președintele Comunității Evreilor din Roman, domnul profesor Iancu Wexler. Domnule profesor, mulțumim pentru că ne-ați primit și v-aș întreba deodată așa, acest moment, iată, marcarea celor 70 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului, ce a însemnat pentru comunitate și pentru sufletul noastră ca reprezentant al comunității? În trecut, numărul membrilor Comunității Evreilor din Roman era mare. Ajunsese în 1942 la 7.000 de suflete, înaintea, deci, începerii celui de-al doilea război mondial. Să păstrau cu sfințenie tradițiile, obiceiurile. Norocul evreilor romașcani a fost că la Roman nu a fost pogrom.
nu au fost evrei trimiși la Auschwitz. În schimb, au fost evrei trimiși în Transnistria, un alt loc de pierzanie. Mulți evrei au fost trimiși, puțin s-au întors. Eu am trăit acele vremuri, eram copil, dar țin minte bine multe, multe aspecte negative. De exemplu, guvernanții de atunci au încercat să transpună și în România planurile odioase ale lui Hitler, regimului Hitler, împotriva evreilor. Evreii din Roma au suferit mult în perioada Holocaustului, cu excepția pogromului. La Roma nu a fost pogrom ca la București, ca la Dorohoi, ca la Iași și în alte locuri din țară. Dar aceste suferințe au rămas bine întipărite în memoria oamenilor. Din păcate, comunitatea mică, astăzi, la număr, ne referim de evrei, și oamenii în vârstă care își mai aduc aminte în amănunt despre cele petrecute, de asemenea, foarte puțini. Domnule profesor, iertați-mă că vă iau vorba. Da. V-aș întreba, ați avut prilejul să vă întâlniți ochi în ochi cu un reprezentant al comunității care a suferit în lagărul? Da, avem astăzi două persoane care au stat în Transnistria, acolo unde au fost deportate persoanele împreună cu familiile lor. Își aduc aminte multe lucruri, una e chiar născută acolo, a doua a fost cu familia. Și ei povestesc, sunt două femei, ele povestesc multe, multe amănunte despre care noi știm din lecturi, dar ele au trăit chiar acolo. În perioada respectivă, suferințele evreilor au ajuns la maximum. Era perioada aceea ca și în România să se aplice soluția finală, adică exterminarea totală a evreilor. Ceea ce, într-un fel, e meritul lui Antonescu, că nu a trimis evrei direct la Auschwitz. I-a trimis în Transnistria, în detașamente de muncă obligatorii, care erau tot un fel de moarte sigură. Noi... Bine, spre deosebire de camerele de gazare, mai aveai o șansă. Da. Noi ne amintim de aceste lucruri, în preajma zilelor oficiale, vorbim în mica noastră comunitate, despre evenimentele respective, împrospătăm mereu. Și ca să spunem ceea ce se spune, iertăm celor cele întâmplate, dar nu uităm. Păstrăm veșnic în memorie amintirile perioadei groaznice pe care evreii au fost obligați să trăiască. Domnule profesor, de unde atâta răutate? Pentru că, cum să spun, adică, nu pot să trec pe stradă pe lângă un om să-i trag o palmă dacă nu mi-a făcut nimic. Nu știu cum, iată perioada asta istorică, neagră, practic, pentru evrei. Așa, cine a căutat o explicație de ce atâta ură împotriva evreilor? Să vorbești despre antisemitism, eu mai bine spun anti-evreism, pentru că și arabii sunt tot semiți. Iordania chiar se numește regatul Hashemit, zic da, ei, da, așa. Asta pornește din antichitate. Evreii au fost cei care nu au trecut la religia nouă pe care a adus-o Iisus Hristos. Și de acolo au început tot felul de antagonisme, tot felul de lupte, pe plan religios, pe toate planurile. Cu timpul, evreii s-au afirmat în diferite colțuri ale lumii, în diferite domenii, uneori domenii cheie. Și-au apărut ura împotriva evreilor, numită antisemitism, mai bine anti-evreism. La roman, aici ne referim, au fost și perioade de acestea, au fost și multe elemente de acestea, dar au fost și oameni de omenie. Îmi aduc foarte, foarte bine aminte viața trăită de evrei romașcani atunci, deși aveam 10-11 ani, și oameni de omenie, de exemplu țărani. Evreii erau clienți ale unor țărani de prin apropiere. Știind că evreii n-au voie să vină la piață, că n-au voie să circule în oraș și așa mai departe, țăranii aceștia vineau acasă la evrei, cu care s-au împăcat, să păcau atunci când era interzisă lor să vină. De asemenea, îmi aduc aminte de ecou care a fost stârnit în mijlocul comunității
cu trenul morții cu evrei de la Iași, care se îndreptau spre Călăraș. Iată, aveam... Viorica Agarici s-a evidențiat în mod cu totul și cu totul deosebit și drept urmare a fost declarat un drept al popoarelor, cu toate cinstea onorului care i s-au făcut atunci când și dânsa a intrat în perioada neagră. Domnule profesor, deci am putea spune așa, da. Frapă, Doamne ferește, ce nu-i de scuzat, nu-i de scuzat, dar... Trebuie să spunem limpede că poporul, noi, nu știu, Ițăc și cu Ion al nostru, întotdeauna au fost în regulă și-o dat din ență, iată, o venit în întâmpinarea greutăților lui și unul și-a... Adică aici n-ar fi o problemă. Cum uneori să mai zgândără că ar fi fost? Da. Tot așa mi-aduc aminte tot din copilărie. În magazinele evreiești avea o firmă în germană, în magazin judovesc, tradus. Da, acum e popular, așa. Dar erau și oameni care se duceau special la patronul magazinului de stofe sau de alimente sau de încălțăminte sau așa mai departe, cu care nu era relație bune dinainte și aș continua activitatea ca și cum nu era firma respectivă pusă acolo, special ca neevrei să nu intre în magazinul respectiv. Îmi aduc aminte și de un alt element despre care lumea vorbea. Un capitan, mic de statură, era bun prieten cu unii, o familie de evrei care aveau în Strada Mare o tipografie. Pentru că evreilor li se luaseră proprietățile prin procesul de românizare, acest capitan a luat asupra lui tipografia respectivă, dar de fapt a rămas în proprietatea evreilor, dar firma era lui, a capitanului respectiv. Deci, exact ce am spus. Oamenii s-au ajutat, românii, cu evreii, cu măștia, cu... Deci jos nu a fost problemă, sus s-au întâmplat anumite chestiuni. Domnule profesor, iată, am vrut să punctăm acest moment. Da. Ce ar trebui, pentru că vedeți, uitați cum arată acum istoria, uitați în jurul nostru, cum... Da, da. Suntem expuși oricând se poate întâmpla, românilor, ucrainienilor, cine știe, ce ar trebui, vorbesc cu un... om înțelept de acum, care știe, care așa o luat în notă de suferințele, iată, celor din comunitate, ce ar trebui să facem să nu se mai întâmplă nimeni astfel de nenorocit? Ar trebui să se intensifice acțiuni de popularizare. Sunt oameni care nu știu, nu vor să știe sau nu știu, iar tineretul nu știe nimic pentru că nu s-a vorbit. Eu personal am fost în câteva licee din român, am fost în câteva școli generale, am spus ce înseamnă Holocaustul pe înțelegerea elevilor, dacă erau din clase mici sau din clase mai mari. În postul de televiziune locală, de asemenea, spunem despre cele petrecute în perioada Holocaustului și continuăm să spunem aceasta până când vom fi siguri, convinși că lumea știe ce este să facă în așa fel, ca asemenea... Orori. Asemenea orori, asemenea pagini negre din istorie, să nu se mai repete. Da. Asta este dorința noastră. Totul ține de o bună frățietate, dar nu falsă, nu mimată. Sincer, din suflet, fiecare, pentru că e loc de toată lumea sub soare, fără nicio discuție. Domnule profesor, încă o dată vă mulțumim în numele telespectatorilor noștri și sperăm și cu alte evenimente. Iată, fericite, așa, o comemorare, să ne întâlnim cu plăcere, pace și cu... oricând, transmit ascultătorilor postului dumneavoastră de legiune, cele mai bune urări. Mulțumim, toate cele bune. Continuăm dialogul nostru. Da, stimați spectatori, ați văzut că în ceea ce ne privește, apropo de, eu știu, de Holocaust, de, mă rog, câtă vină ni s-ar mai imputa pe aici și pe acolo, lucrurile nu stau chiar așa, deci, domnule profesor, la noi, deci România poate ține fruntea sus, așa, vorbind în raport cu ceea ce s-a întâmplat în celelalte țări din Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Da, se poate spune și acest lucru și noi am remarcat aspectul acesta. Într-adevăr, de exemplu, la Muzeul Holocaustului, Muzeul Central al Holocaustului de la Yad Vashem, un muzeu impunător construit undeva în munte, care nu-ți trebuie un an ca să înțelegi ce se prezintă acolo, am remarcat acest fapt că, într-adevăr, în România
oarecum a fost o altă situație decât în celelalte țări din Europa care se afla sub ocupație nazistă. În Polonia, în Olanda, în Germania, Slovacia, în Franța, în Slovacia, dar mă refer și ca număr de locuitori, pentru că ni se dădea o statistică a numărului de evrei, a populației evreiești din aceste țări, înainte de război, înainte de declanșarea soluției finale și câți au rămas după război. Iar discrepanța între ce a fost în România și ce a fost în celelalte țări este clară în favoarea României. Dar totuși țin să amintesc chiar cu durere că și la noi s-au întâmplat excese, au fost și la noi probleme din punctul ăsta de vedere, să ne amintim de pogromul de la Iași, de lagările din Transnistria, dar problematica importantă care ni s-a prezentat și care noi am studiat-o a fost în special în celelalte țări din Europa, unde într-adevăr a fost o tragedie fantastică. Aș vrea să facem și o remarcă și nu că am trage focul pe turta noastră, Doamne ferește, dar ca să fie lucrurile clare, pentru că există o tendință de a dramatiza poate uneori mai mult decât arată situația la fața locului. Să spunem că au fost și situații delicate în care românii chiar au fost provocați, sunt documente, sunt mărturii, așa, au fost situații în care se trece peste, iată, adevări în Transnistria. Visarion Puiu, tot am făcut noi aici 17 ediții de așa, exact, unde i-a protejat pe evrei, unde le-a construit sinagogi, unde așa, și cu toate astea, dar ce aș vrea în final, așa, pentru că ne apropiem, iată, timpul scurt, așa, ce ar trebui să facă toată omenirea asta, pentru că spunem un lucru, ne uităm acolo, iată, trăim într-o Europa, acum, în clipa asta, care sub tensiune, într-o Românie înconjurată, nu neapărat de prieteni, și Doamne ferește, ce rânduiește Dumnezeu, ni se poate întâmpla nouă, nu știu, altora, ce ar trebui, unde ar trebui, pe ce să evităm așa ceva. Aș face o paranteză și chiar țin să fac această paranteză înainte de a răspunde întrebării dumneavoastră. Să știți că statul israelian, poporul evreu, nu uită de cei care i-a ajutat în timpul războiului. Există un complex muzeal în cadrul Yad Vashemului dedicat celor care s-au sacrificat, care au riscat, care au avut curajul de a ajuta evrei în timpul războiului, i-au scăpat, i-au adăpostit și chiar și-au riscat familia, și-au riscat viața, tocmai pentru a salva în special foarte mulți copii evrei. Complexul acela se numește Aleea Drepților Între Popoare și toți cei din Europa care au contribuit, au ajutat pe evrei, sunt amintiți acolo și am avut bucuria să descoper foarte multe nume de români pe acea alee a drepților între popoare. Avem pe Viorica Agarici, iată, aici, a noastră. Mi-ai luat. Da, sigur, exact. Adică o spun cu mândrie. Primul cu... lucru, coordonatoarea grupului nostru, doamna Hava Baruch, care este o super specialistă în domeniul ăsta, primul lucru când ne-a vorbit despre această temă, a amintit-o pe Viorica Agarici, am fost mândru, eu fiind romașcan, să aud la Ierusalim, la Yad Vashem, despre romașcan ca noastră. Aș mai spune, pentru că suntem foarte aproape și am avut o emisiune, iată, în memoria am doctor Epifane Cozărescu, a avut de asemenea o contribuție apropo de acest tren, așa, din ce cunosc eu, așa, și sigur nu greșesc, și sunt români anonimi și sunt personalități care, în virtutea credinței noastre, așa, n-au marșat, chiar dacă poate uneori conducătorul rămas necunoscut. Scăpat. Exact. Necunoscut. Ce părere aveți despre faptul că, iată, suntem pe final, dintre cei circa 8.000 de, mă rog, ofițeri superiori de la comandantul Agro, celebru Hoss, în mușlimba, așa, care la fel a fost condamnat și spânzurat chiar acolo. Chiar în fața crematorului. Sigur că da, un personaj foarte așa, care a spus că și-a făcut, da, culmea, fără nicio emoție, a declarat la tot interogatoriu, forțe britanice l-au luat în primire, așa, că și-a făcut datoria. Deci aici e o poveste întreagă care riscă să deturneze, eu știu, conștiința celor rămași în urmă. Trebuie să ridice un semn de întrebare această atitudine a criminalilor de război naziști, care, din câte știu, niciunul
Nu numai că nu și-a recunoscut... 10% au fost pedepsiți, atât. Exact. Din cei circa 8000, atât. Da, dar vedeți unde duce îndoctrinarea, unde duce intoleranța și rasismul. Deci, și făcând, tocmai făcând legătura cu ce a spus mai devreme, într-o Europa care vedem din ce în ce mai mult este apăsată de această teamă a intoleranței și rasismului, vedem ce s-a întâmplat în Franța, ce se întâmplă și în Orientul Apropiat. Ucraina în coasta noastră. Ucraina, tocmai. Da, Ucraina e aproape de noi, la o respirație, la o cafea, exact. Cum spunea Putin, la o cafea de București. Așa în viteza, la ce tehnică au ei. Nu, nu-i de râs, domn profesor, dar chiar pentru că pentru mine nu este de râs. Nu-i de râs deloc, adică pentru că chiar urmăresc cu foarte mare atenție și sunt consternat de ceea ce se întâmplă în secolul 21 în Europa noastră civilizată. Și dacă îmi permiteți, pentru că și, trebuie să punem și punctul final, am zis și eu ca un gazetar, așa, în contextul în care avem, iată aceste repere în istorie de care ar trebui să ținem seama, adică și parcă nu prea... Exact ce am spus. Intoleranța și rasismul vedem că încă reprezintă puncte și aspecte care marchează chiar puternic populații întregi, oameni care încă nu înțeleg ce este democrația, ce este toleranța, ce este înțelegerea celuilalt și respectul pentru celălalt. V-aș întreba așa, ca o idee drept de final așa, prin ceea ce faceți, pentru că faceți și să faci, și sunt oameni vrednici și iată buni cunoscători ai fenomenului, acolo la clasă, cu copilașii ăștia, cât de rodnică este o asemenea treabă? Cursuri opționale deocamdată? Cursuri opționale, în special la noi, vorbim strict pentru Liceul Tehnologic Vasile Sav, este mai greu să avem un curs opțional, fiind pe filiera tehnologică. Da, aveți clubul în care dezbateți. Exact, activitățile cele mai importante le derulăm pe Clubul de Istorie Daci Liberi. Încercăm să ținem și noi steagul sus, încercăm să ne pliem pe toate aceste activități importante, nu numai în domeniul Holocaustului, toate momentele marcante ale istoriei noastre, în primul rând. Copiii sunt receptivi, dar repet, în permanență trebuie să fii lângă ei, să-i înveți, să le arăți, să le explici, pentru că ei sunt foarte curioși și, logic, ei nu cunosc prea multe. Ce au auzit pe acasă, ce au auzit de la părinți, de la prieteni, în momentul în care tu, ca profesor, vii și le explici și le prezinți realitățile, indiferent de domeniu, indiferent de evenimentul pe care l-ai în vedere, trebuie să fii cât se poate de clar și să fii aproape de ei. Pentru că ei, fiind interesați, în momentul în care primesc o informație incorrectă, și să știți că urmăresc și ei la televiziune, mass media dă și informații corecte și... Da, dar la vârsta asta e greu de disociat. Exact. Aici e o problemă. Și ei trebuie să fie foarte atenți. Da. Dar rolul nostru este deosebit în privința aceasta. Eu am încercat și în toamnă, când a fost tot pe domeniul Holocaustului, au fost o serie de activități în octombrie, acum de când m-am reîntors de la Yad Vashem, și voi continua, pentru că sunt foarte interesat să continui aceste cursuri și să mă specializez în continuare. Să vă ajute Dumnezeu și ca să nu, adică Doamne iartă-mă, nu, că da, uitați aici cu martori, cu atâția martori, da. Așa, pe 7 februarie Baba Novac chinuit de o anumită, nu spun așa, că e important, pentru da. Că marele capitan Mihai, să nu uităm, să uite, eu n-am auzit vorbind să despre 10 ianuarie, multe circunde m-aș fi așteptat, și, dar asta așa ca temă, pentru că știu că mereu țineți steagul și să vă ajute Dumnezeu. Încercăm. Să țineți acolo, pentru că n-avem ce ne faci. Un rol important îl aveți și dumneavoastră, chiar prin această invitație, prin faptul că facem cunoscut celor interesați, bineînțeles, toate aceste evenimente. Pentru că multe sunt trecute sub tăcere, societatea de astăzi este marcată de o serie de probleme sociale. Da, și riscăm să ajungem să, Doamne ferește, să retrăim istoria, ceea ce ar fi o mare nebunie. Eu sper că nu vom ajunge și la așa ceva. Și eu sper ceva. Că nu, și vă mulțumesc nu. Pentru că, iată, ați adus o contribuție pentru...
dar semnificativ așa, pentru a ține această candelă despre care am spus, trasă în memoria generației. Oricum vă felicit pe dumneavoastră pentru emisiune, pentru că ați avut inițiativa acestei emisiuni și a comemorării acestui tragic eveniment. Pentru că nu numai 70 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului. Când spunem de Auschwitz, ne amintim în primul rând de Holocaust. Holocaustul ce a însemnat? Exact, exterminarea exact, evreilor exact, din Europa. Exact. Da. Mulțumim tare mult, domnule profesor, stimați spectatori, punct. Asta a fost emisiunea scurtuță, dar am căutat să ținem, așa cum am spus dintr-un început, o candeluță ca să ne reamintim marile momente ale istoriei care nu au adus fericire și pe care, prin ceea ce facem acum, în prima instanță, cunoscându-le de amănântul, este datoria noastră să le evităm, neapărat în spațiul românesc, oriunde ar putea să fie, eu știu, o pricină pentru astfel de întâmplări nedorite. Toate cele bune, rămâneți cu Topal TV.